Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru duminică, 11 aprilie. Și acum hai să vedem pentru această zi de duminică ce cărți o să iasă pe energia de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici regina de monede. Cea mai stabilă regină din toată suita de tarot. Pentru cei singuri, aici e posibil să întâlniți astăzi o persoană foarte matură, foarte echilibrată, o persoană care știe exact ce își dorește de la viață, o persoană care are o situație financiară confortabilă, nu vorbim aici despre multimilionari, nu, o persoană care are un job stabil, care își are viața bine pusă la punct, bine ordonată și care trăiește confortabil, decent, din resursele proprii, din banii săi câștigați prin muncă proprie. Dar în același timp trebuie să țineți minte că aceste lucruri sunt importante pentru această persoană și se așteaptă ca și un viitor partener sau parteneră să aibă aceleași valori, să aibă aceleași principii și chiar dacă nu e neapărat la același nivel financiar ca și această regină de monede, măcar să fie pe traiectoria corectă pentru a ajunge acolo. Într-o mică parte dintre voi s-ar putea să vedeți că această persoană pe care o cunoașteți astăzi își dorește un partener sau o parteneră care să fie foarte protector sau protectoare cu partenerul pe care și-l dorește în viața sa, o persoană care își exprimă afecțiunea prin lucruri fizice, tangibile, prin mici cadouri pe care le face, prin faptul că îți face ceva de mâncare, prin faptul că îți aduce anumite lucruri, o persoană care își exprimă afecțiunea într-un mod foarte tactil, foarte fizic, tangibil. În urmare, ține cont de acest sfat dacă dorești să cucerești această persoană sau să faci impresie pozitivă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, energia aceasta de regină de monede ne vorbește despre o zi plăcută petrecută în casă, în domiciliu, despre o zi în care ar fi indicat să pregătești o cină romantică pentru partenerul sau partenera ta, să-i aduci flori, să-i aduci ciocolată, o sticlă de vin, ceva mici atenții din acestea simbolice, fizice, tactile, care aduc sentimente plăcute, voie bună și bucurie în relația voastră. Pentru cei care aveți copii, aici e posibil astăzi să vedeți că aceștia necesită mai multă atenție din partea voastră, s-ar putea să petreceți mai mult timp decât v-ați aștepta, având grijă de nevoile copiilor voștri, nu neapărat de nevoile voastre sau ale partenerului sau partenerei voastre. Per total, cu regina de monede e o energie foarte frumoasă, foarte plăcută pe partea de dragoste, doar țineți cont de această nevoie de a da și a primi afecțiune prin moduri fizice, prin mici cadouri, prin mici atenții, nu trebuie să fie un lănțișor de aur, nu trebuie să fie un inel cu diamant, poate să fie și lucruri mai micuțe, dar simbolice, frumoase, niște atenții, niște lucruri care demonstrează afecțiunea prin lucruri tangibile, fizice, pe care le poți ține în mână. Și pentru că regina de monede este totuși din suita de pământ, prin lucruri pe care le poți mânca, le poți bea sau le poți mirosi. Cadouri care cumva să activeze toate simțurile, mai ales cel tactil, de miros și de gust. Pe partea de sănătate avem aici împărăteasa, arcana majoră, care în tarot ne vorbește despre planeta Venus. Prin urmare, pe partea de sănătate, ce să spun, o zi foarte frumoasă pentru cei care suferiți de boli sau de anumite afecțiuni cronice, e posibil ca astăzi să vedeți că vă simțiți mai bine, cumva se îmbunătățește starea voastră de sănătate. Pentru cei care nu aveți probleme majore de sănătate, împărăteasa ne vorbește și despre fertilitate crescută. Prin urmare, dacă vă doriți să vă întemeiați o familie, vă doriți să aveți un copil, profitați de această energie
de duminică, dar dacă nu vă doriți să aveți un copil, foarte, foarte important să vă asigurați că luați toate măsurile corecte de precauție, pentru că aici cu împărăteasa crește acest risc, să-i spunem, sau această posibilitate. Dacă pentru voi nu se aplică acest topic de o posibilă sarcină plănuită sau neplănuită, sunteți la altă etapă de viață, împărăteasa ne vorbește despre confort, despre lucrurile care ne fac plăcere, despre legătura noastră cu pământul, cu lumea organică și ne îndeamnă astăzi să petrecem timp în natură, încercați să mergeți să faceți o plimbare în parc, să stați în grădină, dacă stați la casă puteți să vă ocupați astăzi de a planta flori, de a tăia ramurile uscate de la copaci, de a face lucruri în mediul natural, de a lucra cu pământul, cu natura, cu plantele, cu animalele, pentru că toate aceste lucruri o să aibă o influență pozitivă în sănătatea voastră. Petreceți timp în natură, în aer liber, la soare, încărcați-vă de vitamina D și de energia aceasta plăcută de primăvară. Și de asemenea aveți grijă astăzi pentru că s-ar putea să aveți mai multă poftă de dulce sau de lucruri care nu sunt tocmai neapărat cele mai sănătoase pentru noi. Să fiți pur și simplu mai pofticioși astăzi, să vreți să mâncați mai mult. Așa că aveți grijă și atunci când simțiți nevoia să ronțăiți ceva, să mâncați ceva, încercați să alegeți niște variante mai naturale. În loc să mâncați chipsuri, mâncați o mână de migdale sau de alune, în loc să mâncați o ciocolată, luați un fruct, dar încercați să mergeți pe variantele acestea mai naturale. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici 5-ul de monede, o carte destul de negativă sau cel puțin cu conotații negative. Suferiți o pierdere financiară, nu știu, poate vi se fură bani de pe card, poate pierdeți niște bani din portofel, așa că aici fiți foarte vigilenți, aveți grijă unde vă puneți carturile, unde vă puneți portofelul, ce faceți cu banii voștri. Fie vă îngrijorați pentru că suntem de-abia în primele 10 zile din lună și voi v-ați cam cheltuit salariul și nu știți cum o să o scoateți la capăt până la finalul lunii. Fie, a treia variantă, este că o să întâlniți astăzi o persoană care e destul de negativistă și care oarecum va atrage și pe voi în spirala aceasta descendentă. O persoană care își tot face probleme, care vede doar lucrurile negative, vede doar riscurile, nu vede nicio oportunitate în viitor și care prin toate aceste griji vă transmite și vouă această stare de anxietate și de angoasă. Așa că aveți grijă aici pentru că totuși cu 5 de monede eu văd că nu aveți de fapt motive să vă îngrijorați pentru că și rezolvarea pentru problemele voastre este foarte aproape, e chiar la îndemâna voastră, e chiar sub nasul vostru, doar că vă permiteți să o luați așa pe spirala asta descendentă, să vă panicați, să vă îngrijorați și să mergeți în direcția asta foarte negativă și nu reușiți să vedeți ce e exact sub nasul vostru. Dacă vi se fură bani de pe card, nu vă panicați. Căutați imediat pe internet numărul de telefon de la bancă, sunați la bancă, vă blocați cardurile și întrebați pe ei exact care sunt următorii pași pe care trebuie să-i faceți ca să vă recuperați banii. Nu e capăt de țară, nu e finalul lumii, nu e cea mai mare tragedie, lucrurile o să se rezolve. Da, o să dureze ceva până când o să vă primiți banii înapoi, dar nu e totul pierdut. Dacă ați cam rămas fără bani și nu știți cum o să o scoateți la capăt până la finalul lunii, până la următorul salar sau până când o să încasați următoarea tranșă, următoarea plată de la un client de-al vostru, iarăși nu vă îngrijorați, uitați-vă atent în jurul vostru. Poate că sunt alți clienți, poate că sunt alte proiecte pe care le puteți face ca să mai încasați niște bani. Cu siguranță există aici o soluție, trebuie doar să vă uitați atent în jurul vostru. Dacă rămâneți blocați în energia asta negativă, de tristețe, de panică, de gânduri negative, o să vă treacă pe sub nas aceste oportunități și o să le înhațe alții. De aceea trebuie să vă păstrați oarecum și o stare mentală pozitivă. Și atunci când întâlniți în viața voastră aceste persoane care atâta se tot îngrijorează și vă transmit această energie, iarăși e în puterea voastră să nu-i băgați în seamă. Foarte simplu.
Bun, și acum hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru a completa etalarea zilnică pentru duminică. Hai să vedem care este mesajul de la cărțile oracol pentru toată lumea pentru această zi. Am încredere în inteligența din mine. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitate. Exact ce v-am spus aici, cu cinciul de monede. Dacă vă mențineți această gândire limitată, dacă vă mențineți în această gândire, în această stare emoțională negativă, asta o să se întâmple în viața voastră. Și e în puterea voastră să vă schimbați gândurile, să vă canalizați atenția, emoțiile, eforturile într-o direcție benefică, nu într-o direcție malefică pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!